Medicii lasă bisturiul și trec la mistrie. Asta poate să fie concluzia după ce vedem că un institut medical cumpără materiale de construcție de câteva zeci de milioane de euro. Achiziția este spectaculoasă și nimeni nu explică ce se petrece acolo. Pe 22 decembrie 2022, cu trei zile înainte de Crăciun, a fost data limită de depunere a ofertelor pentru o licitație specială. Institutul de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan cumpără materiale de construcție în valoare de 275 de milioane de lei, peste 55 de milioane de euro. În caietul de sarcini publicat de funcționarii de la Ana Aslan sunt înșirate 70 de repere pentru instalații electrice, 114 repere pentru instalații termice și 141 de repere pentru materiale de construcții. Anunțul de participare scoate la iveală calcule pompieristice care sar în ochii oricui se uită pe caietul de sarcini. Oficialii institutului au estimat că în fiecare an urmează să înlocuiască între 900 și 1800 de becuri cu o durată de viață de 2 ani de zile. Același document indică faptul că spitalul ar avea nevoie de până la 2400 de corpuri de iluminat cu LED. Conform organigramei aprobate de Ministerul Sănătății, institutul are 580 de paturi și 564 de angajați. Din caietul de sarcini reiese că fiecare angajat va avea către 4 discuri de tăiere a metalului, pentru că institutul urmează să achiziționeze până la 2400 de produse de acest fel. Pe listă se mai găsesc sute de burghie, mii de pânze de bonfire și câteva zeci de tone de vopsea. Doctorii de la Aslan vor să mai cumpere 9 tone de ciment și 12 tone de nisip. Nu se vorbește în caietul de sarcini ce doresc să facă managerii institutului cu aceste produse. La un calcul mediu, cele 55 de milioane de euro alocate acestei licitații sunt suficiente pentru construirea unei facilități de 68.000 de metri pătrați cu o firmă specializată. Trei companii au depus deja oferte și așteptau ca managerii de la Institutul Ana Aslan să decidă cine va câștiga contractul de peste 55 de milioane de euro. Evaluarea tehnică a făcut ca toate firmele să fie descalificate, iar licitația pentru moment anulată.